Pentru a avea o înregistrare exactă a muncii dumneavoastră pe câmp, Telematics nu vă oferă doar posibilitatea de a vă monitoriza utilajele, ci și de a vă adăuga implementele. Acest videoclip vă arată cum să creați implemente și să le alocați utilajelor dumneavoastră. Toate implementele adăugate sunt afișate într-o listă în cadrul filei Gestionare, meniul Implemente. Vă rugăm să faceți click pe Creare implement nou pentru a adăuga implemente noi. Se va afișa un formular pentru introducerea datelor, unde veți introduce datele cheie. Este necesară introducerea numelui, categoriei, clientului, gamei de produse, lățimii de lucru și anului de fabricație pentru implementul în cauză. După ce ați introdus și ați salvat datele, implementul va apărea în listă și poate fi alocat unui utilaj. Vă rugăm să faceți click pe pictograma rotiță și să selectați alocare. Se deschide o nouă fereastră care vă solicită să introduceți utilajul la care doriți să alocați implementul, precum și intervalul de timp. Dacă există deja o alocare a implementului pentru intervalul de timp respectiv, aceasta va fi afișată aici. Puteți să selectați un alt interval de timp sau să ștergeți alocarea existentă. Faceți click pe butonul salvare pentru a finaliza procesul. Pe lângă această listă din cadrul capitolului Gestionare, puteți vedea implementele dumneavoastră și alocarea acestora în cadrul capitolului Utilaje. Pentru a vedea mai multe informații, faceți click pe butonul Detalii.